Salut! Sunt Andy și bine ați venit la un nou TBR Jar Challenge și penultimul. De-a lungul acestor luni nu am mai făcut TBR Jar Challenge-uri, adică am făcut videoclipurile, doar că nu am mai citit cărțile și mai am literally 2 luni în care să fac treaba asta și mai am 3 cărți sau 4? 4 cărți pe care trebuie să le citesc și sper să reușesc până la sfârșitul anului, dacă nu, well, this is life. Doar că am vrut să postez videoclipul ieri pe 1 și pur și simplu nu știu cum s-a întâmplat și am uitat să-l filmez. Iar în momentul în care mi-am amintit că aveam de filmat TBR Jar Challenge-ul era deja prea târziu, așa că de aceea l-aveți pe 2. Bănesc că deja știți regulile TBR Jar Challenge-ului, dacă nu le aveți în videoclipurile pe care o să le las jos în descriere. Și haideți să-i dăm bătaie! Ultimele 2 bilețele. Știu ce e, voi sunteți primii care o văd. Citește o carte care are culoarea albastru pe ea. E bine, asta e easy, pot să iau orice carte posibilă pe care o am în bibliotecă. Pot să fac asta chiar luna asta, păcat că romanul pe care citesc acum chiar n-are albastru pe copertă, doar că provocarea asta chiar o să fac luna asta, pentru că o carte cu albastru pe copertă. Am foarte multe, so... În sfârșit, în 4 luni aveți un TBR Jar Challenge care va fi făcut luna aceasta și vă promit asta, pentru că ce e mai ușor decât să alegi o carte care are albastru pe ea și să o citești? Am o tonă care așteaptă să fie citite și au albastru pe ele. Așa că, ei bine, o să vedem ce se întâmplă. Poate aceasta va fi o lună norocoasă și voi avea un TBR Jar Challenge în sfârșit făcut în luna aceea după 4 luni. Dacă nu, până la sfârșitul anului am timp. Chiar haideți să revedem ce provocare am de făcut. Sper că mai îmi dau seama care sunt. Citește o carte aleasă de cineva pentru tine. Aici voi ați ales vocea lui Archer, pe care chiar urmează să o citesc și abia aștept să văd cum este. Citește o carte cu magie, unde chiar am o carte în gând și abia aștept să o citesc și să vă fac recenzia la ea. Momentan iau o pauză de la SF și Fantasy, așa că probabil pe luna viitoare. Și cea în care trebuie să citesc o carte de 500 plus pagini. Așa că o să vedem dacă reușesc până la sfârșitul lui decembrie și dacă nu, well, asta e viața, cum am zis. Acesta a fost videoclipul meu pe astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți în comentarii cum vă mai merg vouă challenge-urile, dacă ați failuit vreun challenge, dacă ați reușit să-l faceți cum trebuie, orice despre challenge-uri. De asemenea, să dați share, să vă abonați la canalul meu, fac videoclipuri în fiecare săptămână, toate link-urile mele sunt jos în descriere. Eu sunt Andy, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!